Bună ziua tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o citire pentru această săptămână în două variante. Varianta numărul 1, pachetul verde, piatra verde, varianta numărul 2, pachetul cu piatra albastră. Alegeți intuitiv varianta care rezonează cu voi și să vedem ce energii sunt în această săptămână, care are și o, așa, o energie puțin mai mult spirituală, poate chiar din punct de vedere religios. Se sărbătorește Halloween, nu Halloween, este sărbătoarea tuturor sfinților. Și să vedem ce energii sunt, a fost și eclipsa și încă se mai resimt aceste energii în acest sfârșit de lună și începutul lunii noiembrie. Este eclipsa aceasta, este un eveniment foarte rar astronomic, pardon, dar și astrologic. Odată la 500 de ani este o astfel de eclipsă. A coincis așadar cu această sărbătoare. Deci, niște evenimente foarte interesante. Haideți să vedem ce spun cărțile. Wow, ce noroc, ce oportunitate, ce schimbări pot veni, ce șanse pot fi în această săptămână. Deci, dacă sunteți determinați și știți ce vreți și gândiți pozitiv, cu siguranță poate fi o săptămână extraordinară de frumoasă această săptămână. Pentru că sunt și evenimente, nu? Ocazii favorabile de a cunoaște persoane, de a te inspira de la alții, de a petrece, de a socializa, de a te relaxa, de a te distra, de a-ți găsi o ocupație, un loc de muncă, de a îți împlini dorințele. Într-adevăr, ia uitați ce petrecere, ce bucurie, ce dragoste se poate naște în această săptămână, ce bucurie a sufletului se poate împlini sau dorința sufletului, sau chiar apare o declarație de dragoste, o cerere în căsătorie. Apare o logodnă. Puteți participa la logodna cuiva sau veți fi voi, poate, într-o logodnă, vă cere cineva în căsătorie. Așadar, o săptămână verde. Voi știți că sperați să vă eliberați de energia răului, de energia perfidiei, a dușmaniei. Știți că ați avut niște răutăți, o stare de izolare. Știți poate și de o persoană care are probleme cu legea, o persoană care e foarte perversă, o persoană căsătorită aici puțin. Oricum, ea a încercat să vă țină sub un control, sub o izolare, pentru că arătați bine de când erați copilă, parcă ziceți că a vrut să vă țină din scurt, cum ar veni, să vă țină sub control, să vă țină așa într-o energie, dar pare foarte, foarte geloasă, foarte perfidă, foarte perversă. Poate fi o persoană care are un caracter dificil într-un fel, sau dificil pentru că e foarte ascuns, adică nu știi cum acționează, cum reacționează. Dar tu știi că sper că lucrurile se vor schimba, știi și de niște bârfe, niște răutăți, de o pierdere, de o pagubă care ai avut-o, poate și legat de o sarcină, știi, nu știi, ce nu știi, nu știi că poți avea într-adevăr reușite prietenii, vei cunoaște pe cineva, poți face o cucerire, dar vei fi gelozită. Deci te urmărește cineva, te hărțuiește cineva, tocmai pentru că tu ești într-o popularitate, într-un succes, reușești, o persoană prietenoasă sau pentru că ai niște buni prieteni, cineva totuși te cam gelozește, te urmărește. Asta nu știi. Ce ar trebui să știi? Să fii atentă, atent la cu cine conversezi aici, cui îi spui tu secretele sau la ochii curioșilor, cum ar veni, să te ții puțin la distanță de persoanele care sunt curioase. Pot apărea niște hărțuiri, pot apărea niște curiozități și pentru că tu ești un artist sau din cauza unui artist aici, poate și pentru că ești într-o perioadă de creștere, într-o perioadă în care începe să-ți meargă bine și s-ar putea să fie persoane care sunt puțin cam gică contra, văd aici, sau și-ar dori și ele să știe ce faci tu sau să aibă, să intre în grațiile tale, dar nu știu să se comporte tu dacă le ții la distanță. Probabil că nu le ții degeaba la distanță, le ții pentru că exagerează ele cu ceva, sunt prea abuzive, agresive, sunt prea intruzive, să zic așa, vor să te forțeze cum ar veni să fii altfel cu decât ești. Nu lasă lucrurile să se manifeste firesc cumva și pe tine asta te deranjează. Deci, și pe de o parte, pe de altă parte, ar trebui să fii atent cine îți face un serviciu sau cui spui tu niște secrete.
Pentru că îți poți face un deserviciu, poți intra în gura unor persoane care ele fiind puțin și sub influența unor substanțe, pot exagera cu niște lucruri. Nu pot fi de încredere. Cum ar veni aici, poți să ai de-a face și cu Iuda, dar pentru că are un viciu, acest Iuda poate fi și genul de persoană care nu își poate ține gura, cum ar veni. Sau pentru viciul său e în stare să facă niște lucruri pentru ca să poată să-și întrețină viciul său. Știi, nu știi ce ar trebui să știi. Sunt niște secrete care ai să le afli. Sau trebuie să te ții de foarte bine de niște secrete. În casă pe casă poți avea o reușită, o iertare, o împăcare, o speranță de o casă nouă, să-ți înnoiești ceva în casă, să obții ceva ce-ți dorești, să te vindești. Poate pleci pe undeva sau te schimbi cu casa sau îți vine vreo veste bună care are legătură cu sănătatea cuiva, cu o afacere, cu o relație, cu o împăcare, poate chiar la unii dintre voi, deci vine o veste bună. De la cineva, poate din familie sau, mă rog, cineva care tu vrei să ai înțelegere. În afara casei, la fel, poți avea speranțe, bucurii, reușite care țin poate și de copii, de o relație. Nu-ți pierde speranța, dar într-adevăr trebuie să fii atentă la persoanele. Deci cumva trebuie să discerni în această săptămână binele de rău. Pentru că e o săptămână în care vei avea petrecere, evenimente, întâlniri, pot fi și aglomerații, dar pot fi și persoane care într-adevăr nu prea sunt de încredere, pentru că nu trebuie să fii naivă în această săptămână sau poate într-adevăr trebuie să fii puțin prudent, prudentă pe relațiile copilului sau, mă rog, dorințele copilului sau că aici pot fi și niște situații puțin cineva profită, într-adevăr, pentru că pe surpriză poate apărea o neplăcere când te aștepți mai puțin. Poate și din cauza aroganței cuiva. Aici, pentru că tu știi aici după parșivenia cuiva. Deci ai de-a face poate cu cineva care e cumva cam arogant, arogantă, o persoană, văd aici. Profită de bunătatea și generozitatea cuiva și poate să creeze un dezastru, un necaz sau pe neașteptate să te trezești într-o ceartă, într-un scandal sau să afli că cineva trece printr-un dezastru și din cauza că a fost prea orgolioasă, prea ambițioasă, profitând de bunătatea cuiva. Haideți să vedem cine e această persoană perfidă, ce greutăți. Pentru speranțele tale, deci ți-a urmărit speranțele, ea, reușitele tale, te-a invidiat pentru reușitele tale, de când erai copil chiar, sau a vrut să știe toate visele, toate acestea, ca să poată ea să controleze și să spună că ea te-a ajutat sau că sau să te împiedice aici, depinde, că fiind o persoană perversă, nici nu știi ce e mintea ei. În afara casei, pentru dragoste ești urmărită, pentru că tu poți fi într-o reușită, într-o relație de dragoste și să nu te vreo urmărească cineva care nu are dragoste sau pentru că e geloasă pe dragostea ta sau poate fi și vreun fost, pentru că tu ești într-o altă șansă, într-o altă noutate sau cineva care nu ajunge la dragostea ta și iar la fel, deci aici pot fi astfel de gen situații, deci gelozia pare pe dragoste, pe popularitate, pe ce-ți face ție plăcere sufletului tău. Exagerarea asta la întâlniri, deci la întâlniri cu cine îți face niște servicii, poate fi chiar pe profesie carieră, deci cineva care aici cumva sunt niște gică contra, niște exagerări, niște servicii care sunt făcute așa într-un fel cu un interes sau niște întârzieri care îți vin și din cauza că nu știi pe cine să te bazezi, pentru că fiind aici niște persoane care pot fi într-un viciu sau într-un interes, aici se petrece într-un mod poate care cuiva nu-i pasă de ce, de o realitate sau de nevoile cuiva sau de dorințele tale sau de aici cumva trebuie să ai grijă cui ceri sfatul, cui îi spui tu problemele tale, dorințele, visele tale, pentru că poți avea reușită, tu ai niște talente, ai niște daruri, dar sunt niște persoane care ele cumva ori nu ți le apreciază. Deci nu trebuie cum ar veni să-i oferi cuiva, să înveți pe cineva ceva, poate, care nu merită, că nu înțelege sau profită de ce învață de la tine și nici nu te apreciază, nici nu-ți recunoaște meritele și apoi și profită. Ai de-a face cu astfel de persoane care pot fi așa, în casă pe casă, într-adevăr, trebuie să fii cu speranță, pentru că problemele care le-ai avut tu, de sănătate, de orice natură ar fi, ele vine din partea unui dușman, cea, o intrigă. Vrăji, farmece chiar pot fi aici și aceste energii, care acum ori să le afli. Deci asta vei afla tu, vei afla niște secrete de această săptămână, pot fi și această variantă, cei care ați ales această variantă,
E foarte posibil să aflați secrete în această săptămână, să se schimbe energiile, să se curețe energiile, pentru că trebuie, gândiți voi altfel sau veți fi voi mai ambițioși, a venit acel noroc care a ieșit, vă iese în cale sau sunteți voi norocul, vă faceți voi norocul, sunteți mai determinați ca niciodată. Și, într-adevăr, în afara casei, atenție pe persoanele care sunt periculoase pentru copii, pentru visele voastre, pentru, sau chiar persoane noi. Sunteți puțin cam urmărite. Deci vă urmărește un dușman. Ia uite aici aici cu binoclu, aici cu alt binoclu mai mic. Deci, dar să știți că sunt niște persoane, pot fi persoane rafinate, adică nu orice dușmani. Pot fi persoane care totuși au niște, o anumită putere. Cum ar veni, puteți fi sub, în atenția unor persoane care sunt spioni chiar. Dar pot fi și legate de afaceri. Da, de spionaj economic, nu spionaj politic, spionaj militar, aici pot fi astfel de genuri, dar pot avea legătură și cu tinerii, cu copiii. De când erați copii, să știți că o să descoperiți un secret, un adevăr, pentru că voi aici păreți într-o energie a unei forțe, a unei puteri, a unor daruri speciale, ori pentru că voi aveți niște daruri speciale care pot fi moștenite din familie sau pot fi ale voastre, numai voi le aveți, cei din familie nu le au, v-ați născut voi cu acest dar mai special. Sau aveți un copil cu un dar special și de aici pot fi urmărite aceste persoane pentru că au niște calități mai speciale și cineva are un interes acolo. Ori e vorba de un viciu, ori e vorba de alte dușmănii. Deci, dar pot fi și legate de naivitatea ta cu cine te împrietenești, care vrea să profite de faptul că tu ești o bună persoană, o persoană iubită, drăguță, amabilă și are acolo un interes. Și poți avea prieteni și dușmani aici pe interes. Aici nu prea văd prietenii decât cele care le știi tu foarte bine. Sau chiar poate apărea un prieten bun, dar pentru acest prieten bun s-ar putea să fii din nou urmărită și pentru că poți avea mulți bani, poți primi o moștenire, poți primi, câștiga mulți bani. Pentru că ai de-a face cu persoane din lumea bună și aici, cumva, în lumea bună, tu poți să ai șanse să ajungi, că văd aici că ai un talent, că ești pictor, că ești actor, că ești, nu știu, inventator sau ce, tu sau copilul tău, cineva drag ție, poți avea de astfel de energie în această săptămână și de-aia ești aici, în această perfidie. Cineva vrea să profite, cineva vrea să te conține sub un control ca să poate să profite cu ceva sau să-și însușească meritele tale, chiar pentru că am zis, aveți de-a face aici cu o persoană foarte perversă, care de mică puteți avea surpriza să aflați în această săptămână, ori știți că de fapt mai degrabă spun că știți, că voi de când erați mică ați fost foarte dușmănite, urmărite sau ținute din scurt, sub control, de nu v-ați putut voi împlini visele de frică, ca și cum v-ați reprimat dorințele, v-a fost teamă să vă manifestați, să vă arătați, pentru că ați fost desconsiderate sau pentru că nu ați fost lăsate. Pentru că cineva a vrut doar să vă țină acasă, cum ar veni, sau să vă țină la cratiță, să nu vă împliniți visele. Și acum, pe surprindere, s-ar putea să aveți șansa nouă. Asta va fi șansa nouă care apare pentru voi, că voi ați făcut, faceți o schimbare sau se produce o schimbare, ceva se întâmplă în această săptămână. Foarte interesantă energie. Deci această eclipsă care vine la 500 de ani, deci nu vine ea degeaba, vine să scoată la suprafață niște lucruri bune și mai puțin bune. Să vă dați seama de niște realități care ele erau prezente, dar nu era energia necesară ca să înțelegeți voi, nu aveați un impuls, să zic așa, ceva se produce, un cataclism, să zic așa, interior în sufletul vostru sau un exterior, ceva vă trezește interesul, atenția. De aceea poate că ar trebui să știți să priviți mai atenți totuși în jurul vostru. Că voi în jurul vostru nu, poate, nu vă dați seama că sunteți voi sub, priviți atenți de cineva. Cineva este deja, sunteți în atenția cuiva și s-ar putea să nu fiți în atenția unor persoane bune, cu bune interese pentru față de voi. Haideți să vedem varianta numărul 2, ce se întâmplă. Pot fi bucurii și reușite, dar în prieteni și dușmani și la voi, ține și de caracterul cuiva sau ține și de sănătate. Că puteți avea de-a face cu niște persoane care au probleme de sănătate sau oricum niște situații care necesită atenție pe sănătate. Știți, și voi știți o dușmană, dar știți că aveți și noroc că sunteți o doamnă și sunteți dușmănite, aici sunt niște intrigi între doamne, pot fi și pentru că voi sunteți o persoană frumoasă, arătoasă, vă place lumea modei sau
Sunt o persoană modernă, o persoană demnă, o persoană elegantă și din cauza asta văd că apare aici o persoană perversă, roșcată, o văd aici, foarte gânditoare și poate fi chiar cu vreși farmece, adică cumva, sau să facă ea ceva, o răutate, ca să poată să-ți împiedice norocul, ea te urmărește, încearcă cumva să te țină la distanță de noroc, de o oportunitate, de o reușită, dar tu știi că ai noroc, știi totuși că chiar dacă te înrăiește, această dușmancă îți poate crea și o stare de răutate, de nervi, de ceva, pentru că cumva te provoacă, și, dar tu repede te curăți, repede ai șansa asta să... Nu, văd că domină binele, e dublu, puterea ta, binele tău, decât răutatea acelei persoane. N-are ea puterea asupra ta, ci mai degrabă tu ești cea care ești în... ai puterea să faci această schimbare, dar nu știi într-adevăr că te poate întrista ceva, trebuie să gândești pozitiv, trebuie să ai voință, să te eliberezi de frică, de teamă, să gândești pozitiv și să te ții la distanță de persoanele care sunt rele, perverse, care încearcă să te țină sub un control, să te urmărească, să te blocheze, să-ți producă pagube. Știi, nu știi. Poți afla și de cineva care are probleme cu legea. Ce ar trebui să știi? Într-adevăr, să gândești pozitiv, pentru că poți avea o schimbare, o reușită, un dar. Bazează-te pe intuiție. Poți avea un sprijin, cineva, un domn generos care să te ajute, care să-ți dea o șansă, să te susțină. Chiar poți obține un nou job, o nouă casă, un nou partener, cunoaște pe cineva. Într-adevăr, uite și pe casă ce reușite. Prietenie, admirație, daruri, sfaturi, talente, cumva îți pui în valoare niște talente. Poate în zona casei sau chiar la tine în casă vei avea niște reușite, niște realizări, reușite, complimente, poate mai bună prietenie cu partenerul dacă ai. Dacă nu, se poate apărea, îi vin această săptămână o prietenie, o reușită, dar în afara casei, la fel, trebuie să fii prudentă pe această dușmancă. Poate fi una și aceeași sau alta. Deci gelozia cuiva. Poate fi și vorba de gelozie, care îți urmărește cumva veștile, scrisorile, contractele, oportunitățile, pentru că cineva își face vise cu tine. Aici poate fi și legat de unul care are el vise cu tine și el devine apoi gelos pentru că nu își poate împlini visele cu tine. Sau e și gelos și el și face vise că poate să fie cu tine. Dar tu vei avea norocul, tu îți faci norocul. Tu ai noroc în această săptămână, cel puțin de 2 ori, văd aici. Cel puțin de 2 ori. Într-adevăr, noroc, ai noroc de bani, dar într-adevăr, te ferește de o persoană totuși perversă, periculoasă, aici e energia răului, o falsitate. E o energie puțină a unui viciu sau a unei persoane perverse. Aici o... Afli secrete. În această săptămână, răul îl poți alunga, îl poți curăța. Ai puterea asta, că am zis, ai dublă puterea. Ești mai puternică de 2 ori ca dușmanul, ca oricine ar fi el dușmanul. Tu ai putere pentru că ai un dar, ai un talent, ai un caracter, ai o gândire, ai ceva, ai mai multe talente, nu posibil, vedeți că ai un cufăr de talente. Inima ta este un cufăr de bijuterii, să zic așa, deci ești o persoană foarte bogată din punct de vedere spiritual, în primul rând, dar poate și material, sau chiar poți avea în această săptămână, văd, o îmbogățire. O îmbogățire, ori un dar pentru copil, ori o moștenire, ori un cadou, o noutate de serviciu, un job mai bine plătit, o idee nouă, un proiect nou bine plătit. Speranțele tale se pot împlini, în ciuda faptului că ești și tu, ca și la prima variantă, dar mai puțin decât la prima variantă aici, cumva, pentru că cumva ești deja într-o putere mai mare, încât această energie albastră ești poate mai sigură pe tine sau chiar ai puterea unei persoane, ori tu ești o persoană puternică, ai o funcție, ai un anturaj, să zic așa, care puțin și bun, cum se spune, prieteni puțin și buni, ori vei avea cunoștință în această săptămână persoane puternice care nu se pot apropia dușmanii de tine, te vor urmări ele așa, să zic, de la distanță, într-un mod pervers, parșiv, chiar poate încearcă să-ți facă vrăși farmece, deci aici s-ar putea să fie și o astfel de situație. Ei da, pentru dragoste e dușmănită și aici la această variantă, totul pentru dragoste, deci pentru că vrea să-ți ia dragostea sau vrea să, pentru că ai o dragoste, pentru că nu-i dai dragostea ta, deci te dușmănește, te urăște, deci persoane egoiste, persoane care nu înțeleg că dragostea nu se poate forța. Da, dragostea e când te simți pregătit, când sufletul tău simte nevoia și trebuie să ți se ofere dragoste ca să poți să primești dragoste. Deci dacă celelalte persoane doar te urmărești, te hărțuiesc, n-ai cum să le fii cu lapte și miere cu ele, să le iubești pentru că te sperie în primul rând sau nu ai încredere, te
te fac să-ți fie teamă, te enervează, te... Deci, da, uite, pe neașteptate. Deci ar trebui să știi că, ce nu știi tu, că pe neașteptate pot veni speranțe sau trebuie să faci o schimbare, să te eliberezi de frică, de teamă, să ieși, să-ți urmezi visele, să ai mai multă ambiție, voință, să ieși, să te plimbi, să te duci, să te distrezi sau să-ți împlinești visele. Dar tu pe neașteptate, deci nu știi că tu pe neașteptate, dacă nu ești atentă sau nu ai voință, nu ai speranță, poți să ai o dezamăgire. Deci cumva trebuie să știi să discerni acest lucru. Vin vești, poți veni vești și de la drum. Ce ar trebui să știi, într-adevăr că poate apărea o dragoste, o idilă, să știți, sau cu partenerul, vă va demonstra ce mult vă iubește, vă veți da seama ce mult îl iubiți, pot fi astfel de revelații, sau poate știa cineva din familie, cineva care vă spune de dragostea sa, de povestea sa de iubire, de speranțele sale, de noutățile sale. Și în casă, la fel, dragoste, prietenie, dar totuși evitați bârfele, scandalurile, superficialitățile. Gândiți-vă mai mult la voi și cumva trebuie să te pui pe tine pe primul plan. În afara casei, speranțe, trebuie să ai speranțe, pentru că te poate întrista gelozia cuiva. Deci trebuie să ții la distanță de persoanele care sunt geloase și perverse, care nu sunt, care te hărțuiesc, ca să te poată întrista hărțuirea cuiva din gelozie, din invidie. Poate fi chiar și legat de vreun fol sau vreunul care visează mălai, cum se spune, cu tine. Da, aici văd că își face cineva niște planuri. Și într-adevăr, trebuie, deși cine e acest pisic, poate fi și legat de profesie, carieră, pentru că tu ești o persoană care ești foarte bună, generoasă, faci niște servicii, sau cineva aici te crede naivă pentru darurile tale, pentru talentul tău, poți primi darul în această săptămână. Dar cineva poate vrea cumva să profite de darurile astea sau ori îți dă niște daruri cu o mână ca să poată apoi mai târziu profita și cumva trebuie să discerni. Deci te poți elibera de frica poate de a câștiga niște daruri în această săptămână, că poate să-ți fie teamă, n-ai încredere în tine, cum ar fi, n-ai încredere în talentul tău, în posibilitățile tale, că am zis aici, nu știi că tu ai un talent, îți trebuie doar mai multă încredere în tine poate să faci tu o schimbare, să faci tu ceva, să începi tu ceva, o afacere pentru cont propriu sau să pleci undeva, să te duci să te înscrii la vreun curs sau la vreun vernisaj, să duci la vreun spectacol, să duci undeva unde se ține vreun concurs, vreo prezentare de modă sau orice ar fi aici, creativ, artistic, pentru că tu ai niște talente. Doar că poate de frică, pentru că ești urmărită, ești hărțuită sau nu ești prea apreciată, că aici cumva dușmânia asta este că e lipsă de iubire. Ai de-a face cu niște persoane care nu știu să iubească. Ori sunt sălbatice, au o iubire din aia sălbăticioasă, și tac, geni, dă un pumn și spune, păi eu te iubesc, mă, dar de-aia am dat în tine, ca să arăt că te iubesc, să-ți atrag atenția. Adică genul acela de persoane care nu sunt cizelate, nu sunt, și te fac și pe tine să te sperie sau te sălbăticești și pe tine și trebuie să te ții la distanță dacă vrei să nu te schimbe. Că e foarte perversă această energie a acestor persoane, fie că ele sunt conștiente sau nu, dar pot fi și chiar și conștiente. Adică ce fac ele să facă și cu bună știință, sau fie și un obicei. Un obicei moștenit, așa ca un virus, că pisicul ăsta este așa cum se insinuează el. Dar văzut pisicile, nu prea știi nici când intră, nici când ies, unde dispar, nu? Pisicile sunt foarte alunecoase, așa, da? Ca și șerpi de altfel. Da, și atunci cumva trebuie să fii foarte atent la aceste energii. Eu se vede că sunt aceste sărbători în această săptămână în care binele și rău cumva e așa lumini și umbra și trebuie să fii foarte atent că pare o săptămână foarte puternic pozitivă, aș putea să spun, cu multe oportunități, ca și la prima variantă. Aici am chiar mai multe oportunități, dar și la prima, doar că într-adevăr sunt niște energii care se amestecă așa cumva, mai sunt amestecate. Ele, unele sunt conștiente de ce fac, altele, acolo la prima variantă aveați niște persoane foarte conștiente, adică chiar cu putere, adică chiar bine gândite, calculate, să zic așa, planificate. Aici pot fi mai vibrații așa, mai amestecate, și mai bune, și mai puțin bune, dar în orice caz aveți voi mai multă putere. Deci voi sunteți mai mult mai puternice, mult mai înțelepți, mai înțelepte, mai talentați, talentate cumva și de aceea nici nu vă cramponați voi de aceste lucruri, doar că posibil că vă va întrista pentru că poți să intri într-o discuție în contradictoriu cu cineva pe chestia asta. Dar în orice caz veți elibera de această energie. Acestea fiind spuse, dragile mele, dragii mei, vă doresc o săptămână fantastică în Halloween, binecuvântat, fericit oriunde ați fi, să aveți parte de petreceri plăcute. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!